Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Aproape 180.000 de păstrăvi vor fi omorâți după ce autoritățile au confirmat un focar de septicemie hemoragică virală la păstrăvii din ferma piscicolă Laița din localitatea Cârțișoara, informează instituția prefectului județului Sibiu. A intrat în vigoare planul pentru controlul bolii septicemie la păstrăvi. Vă reamintim că în urmă cu mai puțin de un an, în aceeași zonă, la păstrăvăriile Albota, județul Sibiu, au mai fost sacrificați 700.000 de păstrăvi din aceleași motive sanitar-veterinare. Planul aprobat prevede uciderea tuturor salmonidelor existente la nivelul păstrăvăriei în cauză, curățarea și dezinfecția tuturor bazinelor, materialelor, ustensilelor, echipamente de hrănire, îmbrăcăminte de protecție, ambarcațiuni plutitoare existente la nivelul păstrăvăriilor afectate, dar și a tuturor persoanelor și mijloacelor de transport, inclusiv a rezervoarelor și altor echipamente utilizate de operatorul economic și vizitatori. Se instituie vidul sanitar de minim 6 săptămâni de la finalizarea operațiunilor de dezinfecție, perioadă în care bazinele vor fi golite și lăsate pe uscat. Se instituie în jurul focarului o zonă de protecție de 5 km pe raza localității Cârțișoara. De asemenea, pe o rază de 10 km în jurul focarului se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție pe raza localităților Scoreiu, Arpașul de Sus, Sărata, Porumbacul de Sus. Se mai prevede în planul de măsuri. Potrivit reprezentanților prefecturii Sibiu, toate exploatațiile piscicole aparținând persoanelor fizice sau juridice aflate în interiorul zonelor restrictive și sau cu legături epidemiologice cu focarul de boală vor fi supuse testelor de laborator. Repopularea bazinelor cu salmonide se va efectua după închiderea focarului de boală. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis un comunicat de presă pentru informarea populației privind stadiul acțiunilor întreprinse de instituție pe platforma zootehnică Codlea, județul Brașov. Potrivit comunicatului, dezinfecția preliminară a fost finalizată la toate cele trei ferme de curcani unde a fost diagnosticată gripa aviară. Cea de-a doua dezinfecție urmează să fie efectuată la 14 zile și cea de-a treia la interval de 21 de zile. Într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, se menționează că a fost finalizată prima acțiune de dezinfecție la toate cele trei ferme de curcani din Codlea, unde a fost diagnosticată gripa aviară. Conform procedurilor, după depopularea fermelor, spațiile utilizate pentru adăpostirea animalelor, echipamentul susceptibil de a fi contaminat, precum și vehiculele utilizate pentru transportul păsărilor sacrificate, al hranei pentru păsările domestice, al gunoiului de grajd, al așternutului pentru păsări și al oricărei alte materii sau substanțe susceptibile de a fi contaminate, sunt supuse procedurilor de curățare și dezinfecție. Potrivit reprezentanților ANSVSA, aceste măsuri sunt susținute de punerea în aplicare a metodelor adecvate de dezinfecție la intrările și ieșirile din clădirile unde sunt adăpostite păsările, precum și la cele din exploatație. Au fost plasate postere de avertizare, iar accesul în exploatațiile afectate este permis numai persoanelor implicate în gestionarea focarelor de boală. ANSVSA anunță totodată că tot efectivul de curcani afectat de 223.510 capete după eutanasiere a fost ecarisat prin îngropare pe un teren care aparține primăriei Codlea, stabilit prin decizia Centrului Local pentru Combaterea Bolilor. Agenția Domeniilor Statului va pune la dispoziția tinerilor fermieri români crescători de animale pășuni și fânețe aflate în proprietatea statului și administrate de ADS. În emisiunea Agricultura Modernă, directorul general al instituției George Sava a declarat că în acest moment se lucrează și la modificarea anumitor aspecte din legea zootehniei, astfel încât tinerii fermieri să aibă acces mai ușor la ceea ce au nevoie pentru creșterea animalelor. Agricultura mare se face de fapt în zona de câmpie, unde sunt suprafețe întinse, unde se poate lucra. Cu cât urcăm spre deal și spre munte, automat acolo apar ferme mijlocii și ferme mici. De fapt, ar trebui să ne concentrăm foarte mult pe această zonă. Și vă spun că Agenția Domeniului Statului, pe lângă faptul că are foarte mult teren arabil, are și pășuni și fânețe. Am încercat să găsim o înțelegere împreună cu fermierii din zonă, în așa fel încât cât mai mulți tineri să vină să ia aceste terenuri. Și încercăm acum să umblăm puțin
în ceea ce înseamnă articolul 16 din legea zootehniei și să dăm voie ca prin această lege să primească în continuare tinerii fermieri terenuri fără să mai fie nevoie de acea obligativitate a existenței unor active de la fostele societăți ale Agenției Domeniul Statut. Să aibă, în primul rând, un grajd al lui. Iată că este o veste bună, este o veste care... Și animale care să acopere încărcătura. S-au vândut multe în România. Vor veni mereu străini să curteze fermierii, mai ales dacă au o afacere care promite. Eu nu mă gândesc la străinare. Sunt cuvintele unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori din țară, declarație care nu cred că are nevoie de mai multe comentarii. Merită notat totuși faptul că Florin Colțuneac, unul dintre mari jucători pe piața autohtonă a furajelor, are planuri mari pentru viitorul afacerii sale de la Balotești, pentru că are încredere în revirimentul sectorului cărnii de porc și pentru că vrea să ofere românilor produse de calitate obținute în România. Urmăriți un interviu în exclusivitate pentru AgroTV. În țara asta s-au vândut multe, vă dați seama. Ceea ce arată bine, merge și alea sunt purtate, sunt căutate. E fire să fie așa. Da, deci suntem în discuție. Acum vă dați seama că ar fi un lucru foarte tragic pentru mine, că am crescut aici de la lingură. Dar discutăm, ne gândim, vedem, analizăm situația, vedem cum mai sunt vremurile. Una peste asta este al nostru, al românilor, al României și mergem înainte că treburile merg bine. Bine, clienți avem, piață avem, mai puțin ne gândim la străinare. Eu un pic am prematur să vă dezvălui din casă, dar totuși că ne cunoaștem de mai mulți anișori, suntem și prieteni, vă spun. Adică ne bate gândul să preluăm ce suntem în discuții cu un abator de tăiat porcine, ca să putem să integrăm lanțul ăsta, cum se spune în popor, de la furcă la furculiță. Asta ce înseamnă? Un punct de tăiere sau abator de tăiere, porcii care îi producem noi, că o să încercăm să producem pentru început 20.000 de capete pe an, să-i tăiem pe acolo, mai tăiem și de la alții și să facem ceva, carmangerii, măcelării, ca să putem să creăm un brand cu produse făcute de agromar, adică realizate, ca și încercăm să producem o carne mai deosebită, altceva decât cei pe piață, să aducem ceva rase de porc de afară, să fie un alt fel de duroc. Da, cu carne mai marmurată, mai cu ceva firișoare de grăsime care are un alt gust. Se crește prin Spania, prin Japonia, m-am înțeles, am intrat în ceva discuții, dar e de durată, dar mergem pe linia asta și mai departe intenționez în viitorul apropiat să punesc undeva o fabrică de premixuri să facem, pentru că ne facem premixuri pentru noi, mai dăm și la alții, putem importa și materiile prime din toată lumea pe unde se produc. Deci suntem în planuri. Acum căutăm ceva personal, dacă găsim oameni să putem porni proiecte, să ocupe doar de proiecte de astea și proiecte europene și proiectele pentru ceea ce am discutat, că avem mai multe în lucru, mai multe gândiri și sper că cu ajutorul Dumnezeu și al nostru al tuturor să facem ce trebuie. Eu sunt convins că veți face ce trebuie, pentru că vă știu un tip muncitor, un om ambițios. Sunteți înconjurat și de membrii familiei aici în afacerea asta 100% românească. Nu e deloc ușor să reziști pe piața asta în condițiile în care foarte multe produse vin din afara României la prețuri mai mici, dar de o calitate îndoielnică cel puțin. Apropo de ceea ce se întâmplă, am văzut că mult porumb din Ucraina pătrunde pe piața românească, porumb cu aflatoxină, am auzit, da. Și creează multe probleme celor care au ferme zootehnice. Trebuie să ne trezim noi pe noi, să fim atenți, să fim precauți, că nu tot ceea ce se întâmplă cu exteriorul, cu afară, vine ce mai calitate sau cel mai bun. Asta este o problemă de sănătate pentru noi toți. Aflatoxină, micotoxine, pentru ce? Când noi avem porumbul al nostru aici. Adică, că nu e, înțeleg situația. Dar ar trebui să ne străduim cu toții, să facem ce trebuie pentru noi toți. Că dacă noi livrăm aflatoxină, noi suntem foarte atenți. FNC-urile mari nu se joacă cu asta. Pentru că riși multe, dar e la diverse crescători, la găină de ouă,
vacă cu lapte, porc și așa mai departe, reproducție, nu te joci cu astea. Dar poate alții care nu realizează, nu cunosc sau nu știu, livrează forajul pe piață cu aflatoxină sau tot felul de toxine de astea, care ne afectează în mod indirect sau direct pe consumatorul final. Da. Apropo de lucrul ăsta, da, am vorbit un pic mai devreme despre ceea ce vreți să faceți, dar da, trebuie să le spunem oamenilor că în afară de producerea de furaje, aveți și o fermă de suine în județul Călăraș. Mai sunteți producători de pui de o zi, dacă nu greșesc? Da, avem și încă un an în județul Dâmbovița. Încă o fermă de suine, de porcine în Dâmbovița. Cea de la Călăraș este o fermă de reproducție. Ne producem mamele acolo, produs și purcei, până la final, până la îngrășătorie. Lucrăm cu PIC-ul din Germania ca și genetică, ca și reproducători. Matca. Da. Și vrem să dezvoltăm și acolo, tot pe linia asta, la creșterea porcului, în special pentru reproducție. Mame și avem halele există, dar trebuie modernizate. Într-adevăr, o sumă imensă, studiem problema și sper cu ceva fonduri, cu ajutor poate și de la stat și cu noi, să mergem înainte, pentru că porcul se consumă în România și eu simt că e de viitor. Tinerii fermieri care formează grupul de lucru Agri-Innovator s-au întâlnit cu ministrul Agriculturii, Petre Daia, pentru a discuta despre rolul digitalizării în agricultură în contextul schimbărilor climatice din ultima vreme. Participanții au venit cu exemple practice despre modul în care soluțiile de digitalizare utilizate în propriile ferme au îmbunătățit eficiența acestora și au redus impactul asupra mediului. Agricultorii spun că este nevoie să calificăm resurse umane care să se dedice acestui obiect de activitate, tocmai pentru a veni cu soluții viabile și rapide, atât în sectorul vegetal cât și zootehnic. Care e un program viu, un program care a început în 2019 și care trăiește și care acești tineri au creat un grup de reflecție. Îi zicem noi în engleză așa think tank, e un grup de gândire care vrea să pună pe masa decidenților dumneavoastră idei, analize, scenarii și propuneri de acțiune pe diverse teme. Noi credem că există un model de agricultură performantă. Noi credem că România are posibilitatea și toate condițiile să fie un model pentru Europa, în sensul ăsta. Și digitalizarea poate să reprezinte, cum ne gândeam noi așa, un unicorn care să ducă agricultura românească repede, la un alt nivel, fără să mai treacă prin niște faze intermediare. Prin activitatea acestor grupuri, ne dorim să ajutăm fermierii români să fie cât mai performanți pe harta europeană a agriculturii, într-un context care este din ce în ce mai dinamic. Avem odată migrarea și îmbătrânirea populației rurale, care creează un deficit major de forță de muncă pentru fermieri. Avem nevoie de performanță și de competitivitate a fermelor, care, asemănător oricăror business-uri, au nevoie să fie eficiente și profitabile, mai ales în contextul pandemiei, recent încheiate, și războiului din Ucraina, care a determinat, împrejurări și au determinat o creștere majoră a prețurilor inputurilor, dar în același timp ne-au arătat cât de important este să fim productivi pentru a asigura hrana de care avem cu toți nevoie. Sunt probleme pe care noi le vedem și cu siguranță și dumneavoastră le-ați comunicat de multe ori. Mi-aduc aminte în 2018, chiar și dumneavoastră, domnule ministru, ați spus că se pierd anual peste 100 de tone de sol fertil. Într-adevăr, așa este. Sunt niște probleme destul de mari, iar în zona de a reface cumva toată această poluare, să o numesc așa, sau această risipă, noi considerăm că agricultura regenerativă poate avea un impact benefic în agricultura din România și poate schimba imaginea agriculturii din România. Doar că este nevoie de timp. Capitolul pentru fermierii tineri este unul extrem de generos, extrem de generos, susținut atât prin investiții, cât și prin susținerea directă a subvențiilor pe unitate de suprafață, pentru a da sentimentul acesta de respect și în același timp și a da instrumentul necesar pe de care să se folosească fermierul
pentru a putea să ajungă cât mai repede la rezultatele pe care și le propună. Și har Domnului, din acest punct de vedere, nu este o întârziere aici, dimpotrivă, este o dorință formidabilă a tinerilor să lucreze în agricultură și să câștige pe bună dreptate, pentru că este efortul lor, este inteligența lor și este meritul lor care trebuie răsplătit prin ceea ce îi dai, în așa fel cât efortul să fie și justificat și apreciat. În ultimele zile, piața cerealelor a fost supusă unei mari instabilități. Cu toate că prețurile din piața fizică rămân cât de cât constante, bursele internaționale arată fluctuații semnificative. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, se pare că toată lumea așteaptă escaladarea conflictului din Ucraina, care ar putea zgudui piața cerealelor. Despre prețul grâului din portul Constanța și despre ultimele previziuni în ceea ce privește creșterea acestuia, ne va spune Rona David în minutele următoare. Bun găsit! Piața cerealelor din ultimele zile urcă și coboară, în special din cauza fondurilor speculative care sunt debusolate și atunci agenții intră și ies la un interval de maximum 24-28 de ore. Această explicație vine de la Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole. În ceea ce privește prețul grâului în portul Constanța, acesta a rămas constant în ultimele zile, în jurul valorii de 275 de euro pe tonă. Trendul însă este unul în scădere. În același timp, toată lumea așteaptă să vadă ce se va întâmpla în conflictul dintre Rusia și Ucraina pentru a profita de eventualele mișcări de piață. Este o certitudine faptul că Rusia dispune de cantități foarte mari de grâu. Nici Uniunea Europeană nu stă rău, iar în România sunt foarte multe stocuri de grâu, dar nimeni nu dorește să vândă. Potrivit lui Cezar Gheorghe, toată lumea așteaptă un eveniment, iar acum ne aflăm în liniștea de dinaintea furtunii. Mai exact, se așteaptă o escaladare a conflictului din Ucraina. Expertul consideră că acesta va avea loc în următoarele 2-3 săptămâni. Așadar, cum nu se știe ce întorsătură vor lua evenimentele, toți traderii așteaptă în ideea de a profita de acel moment. La Comana, în județul Giurgiu, am găsit ceea ce numim un fermier realist. Un fermier acordat la starea actuală a agriculturii românești, care investește cu cap și în cunoștință de cauză și, în general, știe că nu e cazul să se întindă mai mult decât îl ține plapuma. Pe lângă terenurile agricole pe care le îngrijește, fermierul are și o fermă de vite. Pentru a-și valorifica producția și doar ca să poată duce tradiția mai departe, și-a făcut și o mică brânzărie. Nu are ambiții să ajungă în hipermarketuri și ar fi mai mult decât mulțumit să poată continua comercializarea pe plan local. Ne bucurăm că ne producem lapte și brânză și putem să le desfacem în comuna Comana. Nici dacă mă întrebați, nici nu cred că vreau să mă extind mai mult. Îmi este de ajuns, sau dacă mă extind, numai dacă e cererea mai mare pe Comana. Nu vreau să merg să vând în lanțuri de magazine, pentru că nici nu am puterea necesară și eu vreau să duc tradiția mai departe, măcar să mai avem și noi produse curate și știm ce mâncăm, practic. Aici vorbim și de un produs local, el e fabricat în Comana, comercializat în Comana, cu oameni din zona asta. Oamenii sunt din zonă, da. Oameni care nu vor să apară în imagine acum. Am o fată bună, da, foarte bună, care se ocupă de brânzică și nu numai. Este un om de bază și la creșterea găinilor, da. Este polivalentă. Bucurie mare că cel care face brânza este comănean, da. Bucurie mare că cel care îngrijesc animalele sunt comăneni și produsele se vând la Comana. Ce capacitate aveți aici de a produce? Capacitatea e foarte mare. Câteva sute de, aproape mii de litri de lapte pe zi. Dar noi suntem undeva la 300 de litri, cum v-am mai spus și înainte. Și nici nu vreau și să... Și de brânză, telemea, ce faci? Telemea sărată, da, aia înseamnă brânza de vaci sărată și brânza dulce. Care e cea mai căutată din astea? Și una și alta. Și una și alta. Prinde bine și brânza dulce.
Dacă ați avea probabil mai mult lapte, cu siguranță că și cererea are. De exemplu, acum am primit telefon de la magazin că nu mai avem la magazin nici lapte, nici brânză. Da, lucru bun, bun, și care ne mulțumește, sufletește. Ați investit un pic aici, la prima vedere, fiind încăperea mică, te gândești că cât poate să coste, dar costă destul de mult pentru că totul e din inox industrial, e făcut așa cum scrie la carte. Am investit, banii noi sper să-i scot cu una, cu două, că nici nu am cum. Nu sunt supărat pe asta, am făcut-o cu drag. Nu numai că era necesar și eram obligat, am făcut-o și cu drag. Să omul să mănânce în condiții bune, să fie curat, să fie totul cum trebuie. Zeama bordeleză este unul dintre cele mai cunoscute fungicide utilizate de grădinari de foarte multă vreme. Fiind ușor de preparat și de aplicat, această substanță se folosește pentru a proteja plantele de boli. Dar pentru a fi eficientă, trebuie să știm când să o aplicăm. Doctor inginer Horia Ghibu ne prezintă când și cum se execută tratamentele cu zeamă bordeleză în livezi. Toate informațiile le găsiți în site-ul nostru agrotv.ro într-un material video extras din emisiunea Ce vor plantele? Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV de luni până joi de la ora 18. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. A contractat și vândut toată producția de mure din 2022. Mulțumit de suma obținută, a demarat cu încredere calendarul lucrărilor din acest an agricol și așteaptă cu optimism primăvara. Vorbim de un cultivator argeșean cu care colega mea, Elena Picu, a realizat următorul reportaj. Vremea capricioasă din ultimii ani a obligat fermierii să își modifice calendarul lucrărilor agricole, iar cultivatorii de mur s-au aliniat și ei acestei tendințe. Această situație le dă posibilitatea să lucreze mai întihnă, fără a se afla sub presiunea timpului. Nu am făcut din totdeauna aceleași lucrări. În general le făceam la începutul de martie. Anul trecut am hotărât că începând cu sfârșitul octombrie 2022 să fac lucrările care le făceam în martie. Din cauza anomaliilor meteorologice înregistrate în ultimul timp, nici anotimpurile nu se mai succed în ordinea lor firească, iar fermierii își programează lucrările mai mult în funcție de vreme și mai puțin de vremuri. Profitând de vremea prielnică, încă din luna octombrie, mare parte din cultivatorii de mur s-au aflat în plantații. Până la acest moment, aproape jumătate din lucrările de primăvară au fost deja efectuate. Calendaristic vorbind, ne aflăm în plină iarnă, doar că plantațiile de mur ne contrazic, la fel și cultivatorii, care nu prea mai au ce face până în primăvară. În ce constau acele lucrări? Scoaterea butașilor care au rodit în anul 2022 și legarea celor drajonilor care vor rodi în anul 2023 și legarea lor pe sârme. Am făcut această lucrare datorită faptului că în primăvară, primăvară e cam tot timpul ploioasă și nu poți să faci lucrările la timp, asta în primul rând și în al doilea rând nu poți să faci stropirea cu substanțe cuplice care sunt necesare la fructele de pădure. Singura lucrare care pot să o fac dacă să zvântă puțin terenul, să fac o frezare între rânduri, cu toate că am făcut alta și la sfârșitul anului 2022 și stropirea cu piatră vânătă. În acest moment, plantația ecologică are suficientă rezervă de apă și arată exemplar. După ce solul se zvântă, singura lucrare recomandată ar fi doar o frezare printre rânduri.